În tank mai e mult până vine domnul director? Răbdare, doamnă Dorman. Răbdare și iar răbdare, doamnă. Dar vezi că eu nu mai am vreme să aștept. Am 4 copii pe care i-am închis în casă. Noi avem 400 de copii care trebuie îngrijiți. Așteptați pe sală, doamnă. Cum îți spuneam, Weidenbaum, da. El mă silește să merg până la 7. Și atunci eu rămân pe loc, răspund 7 de ghindă. În afară de asta n-am decât 8 și 9 de ghindă. Deci, joc 8. Regătang. Da, domnule. Ia vezi, ori fi toate ferestre închise în clasa mea, știi bine că nu sufăr curentul. Nu. Fii sigur, domnule, Weidenbaum, toate sunt închise. Weidenbaum, da. Ascultă aici, lasă ferestrele. Da. Eu maschez popa de pică și 10 de pică. Cel din fața mea joacă. Eu tai curiga și mâna a doua aruncă pe dama de cupă. Firește, urmează să joc asul de cupă, nu? Da, ne cheamă. Eu cred, dragul meu, Reisman, că ne cheamă datoria. Lasă, frate, datoria. Lasă și ascultă-mă aici. Da, Reisman. Da, vă rog. Fi bună. Ai desfințat ieri o regulă instituită de mine. Dacă mai îndrăznești să faci aceasta încă o dată, să știi că am să-ți fac una să mă pomenești câte zile ai avea. Da. Ai înțeles? Te rog să nu uiți ce ți-am spus. Da, smeu aica dragului. Chipul dumitale mă orbește, domnișoară. Ești un obraznic, domnule. Dă-mi drumul, te rog. Bună dimineața, domnilor. Bună dimineața. Ce mai ziceți de noul caz al domnului Flaxman? Ăla e nebun. Eu, din principiu, nu vorbesc niciodată de măsurile pe care le iau superiorii mei. Nu mă ajută la nimic. Da, bineînțeles. Îmi fac datoria, restul nu mă privește. Da, doamnă? Trebuie să vie îndată domnul director. Da. Ce poftiți dumneata, doamnă Dorman? Vroiam să vă rog, dacă ar putea să mă scutească de taxa școlară. Știți, dragă doamnă Dorman, o să fie cam greu. Vale. Anul trecut am cheltuit aproape 500.000 pentru scopuri școlare. Și cu toate astea noi n-am căpătat nici măcar un local pentru școală nouă. Da, lasă că pun eu o vorbă bună pentru dumneavoastră. E frumos din partea dumitale. Ce mai fi? Trebuie să fie domnul Fleming cu elevii. Domnul Fleming, nu mai faceți tărăboi! Domnule Fleming, da. Dați-mi voie să duc eu globul, vă rog. Globul, da? Cum se numea acela care purta globul pe umeri? Ajax. Care Ajax? Domnule Fleming, eu știu, Atlas. Asta era, iată domnule Atlas, ia globul. Dacă îl trântești, îți fac tocană. Da? Cine râde? Râdeți mai omenește? Calul mechează. Omul râde. Când o să ne jucăm pe pășuni, atunci o să ne chezăm. Ați înțeles? Dreapta împrejur, marș! Uite, ăștia sunt fericiți, doamnă Dorman. Ce ziceți? Da. Râd de nenoroc și de noroc. Adevărat, domnule Fleming. Max, spune bună ziua. Bună ziua. Așa. Bună ziua, el e cel mai mic? Da. Ia spune-mi, băiețel, vrei să ne jucăm călușei? Da, haide. Bravo, o să ne jucăm când o să mai vii tu pe aici. Acum trebuie să mă duc la ceilalți copii, pentru că și ei vor să se joace de-a călușei. Domnule Fleming, de mult voiam să-ți vorbesc. Da, țineam să-ți mulțumesc pentru Peter al meu. De când băiatul e în mâinile dumitale, s-a schimbat foarte mult. Până la dumneata nu era chip să-l trimiți la școală. Mai cu seamă cu domnul Dirks, băiatul nu putea să se împace nici de cum. Da, de ce, Doamne, ce mizerie aveam cu el. În fiecare săptămână trebuia să alerg la școală, da, domnule Fleming. Da, dracu știe. Cum s-a schimbat copilul ăsta? N-am decât să-i zic, Peter, astăzi trebuie să te duci cu o oră mai târziu la școală și să vezi cum plânge, cu niște lacrimi amare. Doamnă, înseamnă că este un băiat cu o minte precoce, adică începe să gândească. Nu, îi plac lecțiile dumitale, domnule Fleming, și apoi ea i-a acordat încredere de la început. De aceea poți să dobândești de la el tot ce vrei. Doream să-ți spun, domnule Fleming. Da, doamnă. Vezi, dumneata, parale n-am deloc, dar dacă aveți ceva de cusut, de țesude, la Flăcăi se găsește totdeauna câte ceva de modificat, să-mi dai mie. N-are să te coste niciun ban. Dragă doamnă Dorman, noi lucrăm aici fără plată, doamnă. Sau mă rog, aproape fără plată. Iar când îmi povestești despre Peter al dumitale, eu sunt răsplătit din belșug.
Așa ceva îl face pe învățător să se simtă și mândru și bogat. Da, da, asta trebuie să fie, căci altfel nu înțeleg de unde ai atâta răbdare. Eu n-aș putea să fiu învățătoare. Ei vezi, ei vezi, doamnă Dorman, iar eu n-aș putea fi altceva. Dacă vreodată n-aș mai avea voie să fiu institutor, atunci, nu știu, toate s-ar sfârși pentru mine. Da, acum trebuie să plec. Ah, Fleming, uite, ce poftești, domnule Dirx? Vreau să spun ceva, dacă... Cu bine, doamnă Dorma. Da, bună ziua. Bună ziua, domnule. Te ascult, domnule. Cunoști cea din urmă isprava onoratului nostru șef? Nu. De acum înainte, la fiecare răspuns pe care îl dă un elev, să îi se pună notă imediat. Cum deci, are? Cât face 3 plus 4? 3 și cu 4 fac 7, notă. A, câte picioare are câinele? Câinele are 4 picioare, notă. Păi, ce vulpe directorul nostru. De, asta e, își câștigă pâinea cu mii de șiretlicuri. Apoi, toate cărțile vor fi îmbrăcate în hârtie cenușie. Nici o altă culoare nu va fi permisă. Păi, sigur, firește. Cea mai mare fericire a omenirii este uniformitatea. În școala asta condusă într-un mod atât de genial, poți face orice prostie, numai că trebuie să iei bine seama ca toți să facă aceeași prostie. Da, vezi, eu sunt de părere că avem dreptul să ne opunem, nu? Mm. Ar trebui să spui tu un cuvânt, tu ești cel mai indicat. Eu? Da. Nu, dragul meu, nu, dragul meu, am fost altă dată atât de prost. Voi mă împingeți înainte și pe la spatele meu vă faceți nevăzuți, atunci eu sunt cel sacrificat. Și să știi că nu-mi pasă de câteva șicane și umiliri, numai că eu nu vreau să renunț la vocația mea. Dacă vreți să întreprindem ceva în comun, hai să o facem, da. Bună dimineața, domnilor! Bună dimineața, domnilor! Și tot atât de frumos gătită cu trandafir. Dar de ce acest pleonasm, domnișoară? Ca să-l necăjesc pe iubitul nostru director. Știu bine că nu-i place când mă vede gătită cu flori. Domnilor, vine cu cuveaua! Vine! Iar atârnă o pălărie pe cuierul de jos. Am dat ordin ca toate pălăriile să fie atârnate pe cuierul de sus. Clement, clasa dumitale este nesupravegheată. Da, domnule Flaxman, știu, se aude gălăgie. Hai, Dirx. Domnișoare Holm? Da? Ieri la școală, la ora de clasă, dumneata ai cântat tare din gură și ai dansat în același timp de-a lungul coridorului. Se vede că îți place mult dansul. Oh, la nebunie. Îl cunoști pe Gottfried Keller, știi ce spune? Nu, îmi este indiferent cu cine dansezi, dumneata. Dar... aș vrea să spun niște versuri. Ah, da, știu. Acelea de Goethe. Pe Goethe nu-l citesc, domnișoară. Versurile de care vorbesc eu sunt următoarele. Dansul, vânătoarea, jocul, teatru, toate acestea lumea zice că sunt nevinovate, dar ele sunt, povața am de vrei să asculți, o gheață alunecoasă pe care cad ca mulți. Dacă dansezi ca persoană particulară, eu nu te pot împiedica, dar dumneata ai dansat în școală. Am fost nebună de veselie. Dar asta nu se poate. Este absolut necuvincios. O institutoare ar trebui să dea prin purtarea ei, prin îmbrăcămintea ei, un exemplu de seriozitate liniștită și de demnitate măsurată. Și eu nu fac această impresie? Din păcate, nu. Nu! Deoarece ești institutoare... Da. Din păcate. În locul dumitale eu n-aș purta flori în școală, domnișoară. Florile nu sunt la locul lor într-o școală. Aici sunt de altă părere. Domnișoară Holm, aici nu hotărăsc concepțiile dumitale, ci ale mele. Acum, hai, du-te la clasă. La revedere. Regandang. Domnule director. Am ordonat ca sticla cu cerneală neagră să stea în dreapta, iar cea cu cerneală roșie în stânga. Da, domnule director. Da, dar cea roșie văd că stă în dreapta, iar cea neagră în stânga. Da, domnule director. Dacă n-aș fi observat aceasta, puteam să notez ceva cu cerneală roșie într-o petiție administrativă. Da, domnule director. Poftim. A sunat aproape că 2 minute mai târziu. Cine e astăzi la clopot? Domnul Dirx, domnule director. Domnul Dirx, da, poftește pe cei veniți să intre. Da, domnule director. Poftiți, domnule Dorman. Da, bună ziua. Bună ziua, domnule director. Ziua. Voiam să-l înscriu pe fiul meu, Max. Max, dă mâna. Bună ziua, dragul meu. Da, bine. Ai hârtiile? Da, domnule director. Ia să vedem. Bine.
Te-ai primi în științare. Da, domnule Flaxman, dacă s-ar putea să mă scutiți de taxă pentru băieții cei mari. Scutire? Da, nu pot, nu pot să o mai scot la capăt, domnule director. Câștig numai 15 mărci pe săptămână. Din banii ăștia trebuie să hrănesc 3 copii și să mai plătesc și taxa. Eu nu știu, nu știu cum să fac. Și adică, doamnă Dorman, da, domnule director, n-ai putea să câștigi ceva mai mult? Da, cum să fac? Poate că ți-aș îndesni eu ocazia. Ești o femeie frumoasă. Eu am o mulțime de relații în cercurile înalte. Când te recomand eu, să știi că ești recomandată. Da. Acolo ai să fii bine plătită, dacă pun și eu un cuvânt pentru dumneata. Da, ar fi foarte, foarte drăguț din partea dumitale. Iartă-mă, domnule Flaxman, dar eu n-am vreme. Eu trebuie să plec. Da. Acasă am copii mici. Că despre acele ocazii pentru mine nu te mai îngriji. Nu le pot primi. Lasă că mă descurc, eu am să văd eu ce putea face. Hai, Max. Bine, hai. Cum vrei, doamne, da. Dorman. Să-ți iei nădejde de la scutirea de taxă. Bună ziua, domnule director. Următorul, vă rog. Bună ziua, domnule director. Bună ziua. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vin pentru băiatul meu, Rudolf, domnule director. A încasat o trântă strașnică de la domnul Fleming. Nu se poate! Și băiatul a fost rănit? Cum? A fost pedepsit pe nedrept? Dumneata, te plângi de domnul Fleming? Nu. Am venit să-i mulțumesc din toată inima. Noi, acasă, n-am putut să scoatem la căpătâi cu băiatul ăsta. Vedeți? El e mai tare decât mine și nevastă mea la un loc. Da, a vrut să o bată pe maică sa. Ni se urcă în cap. Se vede că a aflat domnul Fleming că l-a luat pe băiețandru și l-a pălmuit cum se cade. Și ce bine i-a prins. E destul să spunem noi atât. Dacă ar ști domnul Fleming și-l vezi că se face mielușel. Omul ăsta a fost un binefăcător pentru noi. Da, da, bine, bine, am să-i o comunic. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua, domnule director. Bună ziua. Bună, mulțumesc. Altul, vă rog. Bună ziua, doamne, luați loc. Da, domnule director, din nenorocire mă văd nevoită să mă plâng de domnul Fleming, profesorul fiului meu, Freddy Bizendal. Va să zic iar domnul Fleming. Din nenorocire, plângerile acestea nu sunt noutăți pentru mine, dragă doamnă. Dar despre ce este vorba? Domnule director, știți foarte bine că noi ținem la o educație bună și căutăm să ne ferim copiii de orice brutalitate, da. Așa că acasă, Freddy nu aude niciodată vreun cuvânt urât. Dar acest domn profesor Fleming își permite expresii care sunt pur și simplu revoltătoare. Va să zic că iar înjurături, dar ce anume a spus? Domnule director, sunt o femeie cultă, vă dați seama că îmi vine greu să redau o asemenea expresie. Cred. I-a spus fiului meu că este un dobitoc. Oh, așa! Reigendank! Domnul director, adă-mi pe Alfred Bizantal din clasa întâia. Îndată, domnul director. Doamnă, a mai întrebințat și alte înjurături? Deocamdată nu știu, dar vă rog, faptul nu trebuie trecut cu vederea. Nu! Repet, în casă copiii noștri nu aud niciodată o vorbă urâtă sau necuvincioasă. Bărbatul meu a fost foarte supărat când a aflat ce s-a întâmplat. Credeți-mă, mi-a trebuit mult până să-l calmez. Intră, puiule. Bună ziua, domnule director. Dragul meu, poftim. Ia, spune, te-a înjurat vreodată cineva aici în școală? Înjurat? Nu, adu-ți aminte. De pildă, domnul Fleming nu te-a făcut dobitoc? Ba da. N-a mai întrebințat domnul Fleming și alte înjurături? Înjurături? Nu. Caută, adu-ți aminte, nu te grăbi. Nu te speria, spune, Freddy. Hai. Domnul Fleming glumește cu noi întotdeauna. Atunci ne ia de urechi și zice: luați seama, dobitocilor, vă spun zuri de picioare. Dar noi râdem cu toții. Da, acum nu vorbim de glume. Eu te întreb dacă domnul Fleming nu te-a înjurat în serios? Nu te-a făcut tâmpit? Da, nu. Sau măgar? Nu. Sau chiar vită încălțată? Nu. Vită încălțată îmi zice întotdeauna tata. Freddy, cum se poate? Bine, dragul meu. Hai,
poți să te duci în clasă, te rog. Bună ziua, domnule. Bună ziua. Sunt uluită, nu pot să pricep de ce băiatul meu debitează asemenea invenții. Bărbatul meu nu vorbește niciodată urât, domnule director. Da, da, puteți fi sigură, doamnă, că am să-i fac observații foarte serioase, domnului Fleming. Să știți, părerea mea este că domnul Fleming ne crește copii într-un mod cel puțin ciudat, ca să nu spun mai mult. Am aflat chiar că a atârnat în clasă portretul unui om despuiat și că instruiește copiii după el. Nici mie învățătura asta nu mi-e pe plac, dar trebuie să învățăm. Da. Lucrurile se vor aranja. Vă rog. Bună ziua, doamne. Bună ziua, domnule director, am toată încrederea. Bună ziua. Domnule Flaxman, pot să-ți vorbesc un moment? Da. E ceva? O noutate mare. Adineaur a venit la mine în clasă, Weidenbaum, și mi-a spus că azi noapte a murit Kleinmüller. Kleinmüller? Da, da. Deci, rămâne un loc vacant la clasa 1. Cei care, în primul rând, se vor putea prezenta ca înlocuitor sunt Fleming și cu mine. Avem amândoi aceeași durată de serviciu, nu? Poți fi liniștit, ai încredere în mine. Am dat raportul despre tine în așa fel încât tu ai să fii cel înaintat. Da, dragul meu. Lucrul nu mi se pare așa de sigur. De unde știi că domnul Fleming n-are prieteni în administrație? Nu degeaba se vorbește întotdeauna Fleming pe aici, Fleming pe dincolo? Dacă aș putea să-l depășesc odată în rang, ar fi triumful cel mai mare ce mi l-aș putea dori. E iar copiii ăștia. Nu știu, ar fi bine să-ți vezi puțin tel de clasă. Mai ai ceva să-mi spui? Da, sigur. Știi că l-am locuit zilele astea în clasă pe când era bolnav. Ei bine, elevii domnului Fleming știau să recite profeții din Vechiul Testament în sensul obișnuit, adică așa, de sus în jos. Dar nu știau și invers să-l rostească. Nu știau? Mai și ordonase, mă nume acest exercițiu. Încă ceva. Elevii nu scriau în unghi de 45 de grade, ci una a plecat, altul mai drept. Dar știți de ce? Domnul Fleming spusese băieților, scrieți cum vă place. Brasnicul ăsta dărâmă tot ce-am clădit eu. Stai. Da, la 27 mai domnul Fleming a dat pe răspunderea lui unui elev permisiunea să lipsească 2 ore de la școală. 2 ore! Este de necrezut. Cum? Fără să mă întrebe pe mine? Da. Mai departe. Domnul Fleming a povestit în clasă Odiseea, deși aceasta nu era conținut în programul școlar. Omul ăsta, în loc să se potolească, se îndrăcește. La 27 iulie, adică astăzi, domnul Fleming a dat superiorului său, domnului director, denumirea de vulpe bătrână. Așa? Va să zic că nu mă mai crede așa de prost ca la început. Ba da, el a zis îndată după aceea că sub conducerea ta nu se fac decât prostii. Ascultă bine. La 8 iunie, domnișoara Giza Holm a vizitat pe domnul Fleming în clasa lui. La 13 iunie, domnul Fleming a întors vizita domnișoarei Holm și la 14 iunie, domnișoara Holm s-a dus iarăși la domnul Fleming. Și de fiecare dată, dumnealor au stat împreună mai multă vreme până la 13-14 minute, singurei. Ce zici de observațiile mele? Foarte interesant. E încântător. Și cu mine, dumneai, se poartă, vreau să zic, în general, cu toți colegii, i-aș dă aere de damă inabordabil. Da, cunoaștem. Mi-am adus aminte. Trebuie să menționez, printre altele, că Fleming caută să-ți sape autoritatea, că-ți face opoziție la toate adunările. Administrația nu trebuie să tolereze așa ceva. Fii pe pace. Las pe mine. Am o mulțime de informații contra lui. Așa? Poți fi sigur că pe el n-au să-l înainteze. Dar cred că ar trebui să intri în clasă acum. Fii și tu mai atent dacă va veni revizorul. Dragul meu, știi mai bine ca mine că revizorul nu vede decât ceea ce arăți tu. Ei, dar ar putea să fie vreun inspector. Mai văzut tu vreunul pe aici. Și dacă va veni vreodată, apoi îl îmbrăbădiți voi așa de bine că-l orbiți. Tu te pricepi la astfel de primiri de paradă. Și dacă Fleming ne dă de gol? Fleming! Prea ține nasul sus! În orice caz, trebuie să ți-o spun, te rog,
Fii mai atent cum te comporți. Revizorul a cam dat de înțeles așa ceva. Nu-i adevărat! Sau i-ai spus tu, poate ceva. Nu! Rămânem la vechea noastră învoială. Nu-mi faci tu nimic, nu te ating nici eu. Da. Să fii sigur că nu te dau de gol. Ah, a furisit, ăștia de copii! Ia bătăriți-mă aici! Gata, lasă-ți! Michelul, dacă aș putea odată să scap de tine pe calea bună. Regândang! Domnule director! Ia vino, te rog! Domnule director! Regândang! Da? Hai să-mi raportez ceva despre domnul Fleming. Despre domnul Fleming? Nu, domnule director. Nu ți-am spus să cercetezi, să tragi cu urechea, să vezi ce face domnul Fleming la el în clasă? Cum nu ți-aduce aminte? Ia spune ce ai descoperit. Nimic, domnule director, nimic. Nimic? Nu ți-am spus să intri fără să te vadă nimeni în odaia de lângă clasa domnului Fleming, de unde se poate auzi și vedea tot? Da, da. Da, intră. Bună dimineața! Bună dimineața, dragul meu Flaxman! Bună dimineața, domnule revizor! Mare onoare, domnule revizor! Aveți bunăvoința să luați loc! Ah, mulțumesc, poftiți. Mulțumesc, Regândank! Domnule director! Ia această circulară și două colegilor să o semneze! Îndată, domnule director! Totdeauna ocupați! Organizator! Veșnic organizator. Ordinea cărmuiește lumea, domnule revizor. Da, este întotdeauna o plăcere pentru mine când revăd școala dumitale. Mulțumesc. Aici merg toate pe rotițe, merg strună, toate militărește. Raf, 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 raf. Ca la instrucția militară. Bravo, bravo. Dumneata îmi ușuresc munca, dragul meu Flaxman. Asta mă bucură foarte mult, domnule revizor. Doriți, poate, să asistați la vreun curs? Nu. La ce? Știu destul de bine că toate merg strună. Da. N-aș face decât să întrerup acest mecanism de ceasornic. Cum stați cu sănătatea, domnule revizor? Ar putea să fie mai bună. Ah, apropo, te rog să-mi dai adresa de unde îți procur dumneata șuncile. Am să vă notez, domnule revizor. Deocamdată luați această recomandare. Da, domnul Dirks. Nu e fiul răposatului secretar de cancelarie Dirks, da, pe care l-aveam în administrația școlară, nu? Chiar el este, vezi, sigur. Da. Va să zic că pe domnul Fleming nu l-ai recomandat. Nu. Domnul Fleming este un om antipatic, îndărătnic, plin de orgoliu intelectual. Este un element foarte supărător în organizația noastră școlară. Hai de mine. Nu se supune deloc ordinii stricte. Dar ce spui, domnule Flaxman? Și de omul acesta se vorbea că este deosebit de înzestrat. Domnule revizor, veți vedea din aceste rapoarte amănunțite că după drepturi și calități, domnul Dirks poate fi avansat. Da, domnule Flaxman, am deplină încredere în dumneata. Da, extraordinar, ce raport am anunțit. Așa e, bine, sigur. Ca să fiu un științat exact, așa e. Bine, la revedere. La revedere, la revedere, domnul revizor. La revedere. Regândang! Domnul director. Cheamă-l, te rog, pe domnul Fleming. Îndată, domnule director. Domnule Fleming, poftiți la domnul director. Domnule Flaxman, m-ați chemat? Da, ia loc. Mulțumesc, domnule. Mi s-a cerut raportul despre dumneata. Așa? Pentru a-ți dovedi că sunt sincer și binevoitor, îți voi expune verbal obiecțiunile pe care le-am făcut. Da, dar n-ar fi mai sincer și mai binevoitor dacă m-ați lăsat să citesc raportul întreg? Rapoartele sunt secrete. Rămâne cu totul la voia mea să ți-l arăt sau nu? Dar mai întâi să vorbim de purtarea dumitale în afară de școală. Alaltăier noapte te-ai întors cu câțiva prieteni pe la ora 3 de la un chef
Te-ai aruncat apoi îmbrăcat cum erai în lacul de la moară. Păi da, da, era foarte plăcut. Era plăcut, era... Eu ți-atrag atenția asupra faptului că procedând astfel vei pierde respectul părinților. Respect de care e absolută nevoie pentru funcția dumitale. Un institutor trebuie să fie prudent. Când nu știe să note, firește. Uite, aici nu vorbesc de notat, ci în general. Ai asistat și la o întrunire publică, unde s-a discutat problema locuințelor. Faci politică! Asta așa este, nu fac politică, dar ca institutor mă interesează locuințele școlare. Un institutor trebuie să stea deoparte de viața publică. Aceasta îi păstrează stima concetățenilor și e și mai sigur pentru el. Domnule Flaxman, eu pun mai mare preț pe dreptul meu decât pe siguranța. În ce privește purtarea dumitale în serviciu, din nenorocire mi s-a dat prilejul să te dojenesc. Ai dus copii în curte, într-o zi caldă. Da. Le-ai dat voie să scoată haina și dumneata în persoană i-ai instruit în jiletcă. Dar este cunoscut că Pestaloții făcea deseori acest lucru? Pestaloții poate să facă ce vrea la el în școală, nu la mine. Dumneata nu poți să faci ce vrei. Nu mi-ai cerut voie mie, ceea ce este răul cel mai mare. Institutorul trebuie să se supună autorității superioare. Institutorul să nu fie o slugă, zice Rousseau. Altfel, el nu face din copil decât o a doua slugă. Rousseau pentru mine nu există! Mă rog, vă privește. În școala mea nu contează decât ce spun și ce vreau eu. Da, mai departe. Ai trecut din vedere... în mai multe rânduri, greșelile din temele scrise ale elevilor. Domnule Flaxman, după corectura a 80 de caiete, ajungi să te tâmpești. Numai acela nu se tâmpește care nu se mai poate tâmpi, fiind deja tâmpit. Eu am corectat în viața mea sute de mii de caiete și cu toate astea vezi bine că nu m-am tâmpit. Nu? Nu! Afară de aceasta... îți permiți să deviezi de la programul școlar după voia dumitale. De exemplu, n-ai învățat pe elevi decât 15 orașe din Anglitera, pe când programul scrie 33 de orașe. În locul acestor orașe, am preferat să povestesc copiilor mai mult despre cărbunii de piatră și despre bumbac. Acestea sunt lucruri de care ei au zilnic nevoie. Asemenea lucruri le plac copiilor și le este de mai mare folos decât să le umpli capetele cu nume proprii moarte. Domnule Fleming... toate aceste vederi le poți avea. Numai în școală n-ai voie să le introduci. Ai mai povestit apoi în clasa a treia Odiseea. Da, domnule Flaxman, pentru conținutul ei infinit de poetic. Domnule Fleming, poezia este un lucru secundar. Mă rog. Printre reformele ce vrei să le introduci în școală este și arta. Da. Ai acoperit pereții clasei dubitale de tablouri, cultiflori în clasă. Da. Ceva mai mult, ai adunat seara copiii la un loc, le-ai citit din Goethe și din Schiller. Da. Și le-ai făcut muzică. Da. Îți interzic să mai faci aceasta. Domnule Flaxman, din prima zi de când mă aflu în școala dubitale, nu m-ai putut suferi. Acest lucru este reciproc, pentru că nici eu nu te pot suferi pe dumneata. Ești antipatic. Precum știi, acum este un an... de când mi-am cerut mutarea. Domnule Flaxman, noi suntem două contraste care nu se pot armoniza. Dumneata vrei să repeți de milioane de ori tipicul, metoda veche. Eu vreau să încerc una nouă. Dumneata vrei să calci pe urmele a sute de mii de predecesori. Eu caut căi noi. Domnule Fleming, școala n-are nevoie de aceste căi noi ale dumitale. Nu simte nevoia de nicio reformă. Așa gândesc chinezii. Dar nu noi. Trebuie să încerc alt mijloc ca să mă înțelegi. Domnule Flaxman, pentru dumneata învățământul este o meserie. Da. Da? Da. Da. Pentru mine este o artă. Mm. Da? Mm. Da. Domnule Flaxman, mii de regulamente să faci. Nu izbutezi să aduni opera întreagă a unui institutor. Eu când stau în fața celor 50 de elevi ai mei, atunci se înalță înaintea mea 50 de suflete. Sunt puse în mișcare 50 de motoare, în al căror foc se făuresc nu cele trecute, ci însușiri viitoare.
N-ai avut niciodată nicio privire, niciun cuvânt pentru creația mea și roadele ei. De 4 ani mă lupt pentru aerul liber în atmosfera asta de moarte intelectuală a școlii dumitale. Eu sunt un cap liber, domnule, creator și cred ceea ce vreau și în ceea ce trebuie să fac. Totuși, o să trebuiască să te obișnuiești ca pe viitor să ți se supravegheze munca dumitale mai de aproape decât în prezent. De acum înainte, ai să-mi dai în toate zilele lucrările elevilor la control. Ei, nu ca asta. Uite, sper că în modul acesta voi putea face din dumneata un institutor de folos. Sper să faci din mine un institutor de folos? Dar dumneata ești un institutor? Așa cred. Dumneata? Da. Institutor? Da. Dumneata ești un păcătos cârpaci educator? Cum? Ba chiar un cârpaci din cei mai de rând, care n-are decât un singur calapod. Domnule Fleming, știi desigur că vei fi nevoit să răspunzi de toate aceste expresii înaintea Consiliului de Disciplină. Foarte bine. Domnule Fleming, vei afla în curând că eu sunt stăpân aici. Domnule Flaxman, te înșel. Dintre noi doi, dumneata e superiorul, dar stăpânul sunt eu. Da? Și-am încheiat discuția, să știți. Ai încheiat discuția? E bine, asta o să-i frângă gâtul. Betty, da? Dragă Betty, știi de sigur că bomba o să explodeze în curând. Urmărirea disciplinară în contra lui Fleming s-a început. Flaxman a expediat raportul și raportul a ajuns la minister. Și odată a ajuns la minister, Fleming poate să-și strângă lucrurile. Îl scoate din funcție, fără milă, inspectorul școlar cel nou. De unăzi, inspectorul a trimis pe un institutor acasă, direct din clasă, și a spus că nu mai e nevoie să se întoarcă. Pur și simplu l-a dat afară, fără multă vorbă. Strașnic bărbat. Să spun drept, găsesc că așa trebuie să fie. Fără ascultare nu se poate. Dacă institutorul nu este ascultător, de unde să învețe elevii ascultarea? Nu e așa? Nu poftim? Te supăr. Iartă-mă. Vezi ce câștigă prin opoziția lui nesocotită, tot arătând că se pricepe mai bine ca alții cu ideile noi. Eu sunt de 18 ani la domnul Flaxman. Ai auzit vreodată că m-aș fi opus eu la... Nu. Dar când s-a vorbit de problema salariilor, dumneata erai cel mai înverșunat. Da. Asta e cu totul altceva. Nu e așa? Vrei un ceai? Nu. Dacă vreau, am și eu idei noi, dar nu le introduc în școală, nu. Nu provoacă decât supărări. Te încarci cu Doamne ajut. Eu îmi fac datoria și de celelalte nu mă sinchisesc. Așa nimeni nu-mi poate găsi pricină. De ce nu face și Fleming ca mine? Nu pot decât să-l plâng. Domnul Fleming este stăpânit de demonul orgoliului, ca toți bărbații. Și este un prost că se lasă fermecat de o mutră netedă și drăgălașă, ca toți bărbații. Chiar de n-ar avea aceste cusururi, totuși, cel puțin este un bărbat. Eu adică nu sunt bărbat, ce sunt? Dumneata. Da. Dacă dumneata ești un bărbat, atunci și ceinicul dumitale este bărbat. Poftă bună! Ascultă-mă, bocăsang, ascultă-mă! Îmi taie dama de ghindă cu un popă și scoate asul. Atunci eu arunc în joc valetul de tobă. Pe urmă reiau cu asul de tobă. Cade popa, cade și dama, cade și 8, pe urmă cade 9 și 7 de cupă, cade și 10 de ghindă, iau tot! În total, 62 de puncte, îți dai seama. Câștigat într-un mod extraordinar. Spune-mi,
Riman. Da. Tu joci sket în toate zilele, se vede, nu? Da, ce-ai vrea să fac, dragul? Domnilor, a, ce aici? Vă rog să completați această listă. Da. Și apoi, este foarte probabil că azi chiar va veni domnul revizor Brosche. Să aveți grijă ca totul să fie în regulă, vă rog. Da, dar cum se face că avem onoarea acestei vizite înalte? Aceasta nu se întâmpla înainte vreme. Din cauza lui Fleming! Inspectorul vine aici numai ca să îndeplinească o formalitate și ca să fie oarecum informat când va fi interogat. E, da. Domnul revizor nu taie capul nimănui. Vă rog să vă abțineți de la fumat, domnilor. Am interzis de mai multe ori. Da. Prin aceasta dați elevilor un exemplu de risipă. Da, un institutor n-ar trebui să fumeze deloc. Deloc. Vorba e că și el ar vrea să fumeze, dar nevastă să aia interzis. Ia, veni să-i faci. Veni să vedeți, să te rămâi, să petrece jos. Ascultă scandalul. Așa e totdeauna când îi supraveghează Fleming. Și asta se cheamă disciplină. Da. Și apoi copiii intră la noi în clasă, încălziți, cu obrajii aprinși. Să aia lasă pe copii să se apropie de el. Și el face tot atât răbăi ca școlarii. Și dacă unul din ei își rupe un picior, atunci noi suferim toate consecințele. Lăsați. Mai bine un picior rupt decât un popor înfrânt. Da, de aceea băieții sunt îndrăgostiți de el. Și nu numai de aceea, ci fiindcă este unul dintre institutorii cei mai eminenți care există. Fleming e un prostănac. Vă rog. Da. Dacă n-ar fi fost atât de prost, atunci n-ar face lucruri care să-l destituie, domnule. Da, și ce e mai rău e că știe și că poate mai mult ca noi toți. Copii, dacă sunteți oameni cinstiți, trebuie să spuneți drept că așa e. Când se înflăcărează Fleming la vreo conferință, noi stăm toți ca niște candele de noapte înaintea lui. A fost o adevărată sărbătoare când Fleming s-a ridicat odată și a zis liniștit: domnule Flaxman, partea principală din școală nu ești dumneata. Sunt copii. Da, pentru asta-l dă afară. Vom mai vedea noi. Ar fi o mojicie și noi vom protesta. Cei de la minister ar trebui să știe cât este de genial. Dragul meu, Romer, dumneata ești încă prea tânăr pentru a vorbi cu noi, oameni cu experiență. Să mai treacă vreo 20 de ani peste capul dumitale, pentru că mintea, să știi de la mine, vine odată cu vârsta. Atunci, slabă nădejde pentru dumneata. Mă rog, cum adică slabă nădejde? Dragul meu, Romer, găsesc eu că n-ar fi rău să-ți mai înnăbuși puțin pe la vântul. Totuși mărturisesc că la vârsta dumitale eram și noi tot așa de obrăznicuți, numai că am cam uitat de vremea aceea. Da, este. La urmă, ce ai vrut să zici? A fost obrăznicie. Iată spiritul de orgoliu ce domnește plin de colegii tineri, spirit de care este cuprins prietenul nostru Fleming. Vă spun drept, îmi pare bine că noul inspector școlar s-a decis să o rânduiască lucrurile. Monsieur Fleming își închipuie că trebuie să ridice școala într-una. Moftur! Crezi că el se gândește la școală? Păi el vrea să se ridice. Nu e decât un ambițios ordinar. Na, așa e, nimic altceva. Și până ce însemnează toate drăciile astea? Auzi, serate pentru părinți. Vrea să stabilească legătura naturală între părinți și institutor. Dar ce sunt prostiile astea, domnilor? Ce știu ei părinții despre copii? De mie îmi pare bine când părinții mă lasă în pace. Cel puțin o dată pe lună, într-o seară, zice el, ar trebui ca părinții și institutorii să se întâlnească. Eu seara n-am vreme de bazaconii, domnilor, nu. Și în general vorbind, mai bine am căutat să se simplifice munca institutorului. Dacă copiii învață să citească și să scrie, este de ajuns. Ce ne trebuie mai mult? Rima, nu fii așa de invidios. Vezi că ai mai uitat o materie necesară. Aritmetica. Dar mă rog, hai, fii și aritmetică. De aritmetică au nevoie ca să poată juca cărți. Hai, domnule, să lăsăm gluma. Și pe urmă, auzi, ne mai vine și cu prostia asta. Trebuie să introducem arta în școală. Auzi, moft. Arta în școală. Ce știu copiii despre artă? Da. Și pe urmă, grădinăria în școală. Da.
toate ferestrele le-a gătit cu ghivece de flori, de parcă toți copiii o să se facă grădinare. Eu mă cam îndoiesc de folosul așa numite educații estetice. E o adevărată fericire că-l dă afară. Da, copii, dacă da, este într-adevăr un om mort, nu știu de ce vă agitați atâta din pricina lui. Nu dovediți prin aceasta decât un respect colosal pentru persoana lui. Un om mort încă nu e mort. Cine știe cum se stricoară din afacerea asta? Prea se pricepe bine la lingușiri. Dacă licheaua asta nu e dat afară, atunci eu îmi cer mutarea pe motiv că nu vreau să lucrez la un loc cu un astfel de gogoman. Ha! Întreabă-l pe domnul Flaxman ce a zis Fleming despre colegiul întreg. Suntem toți niște morți și putrezi. El e singurul viu. Noi suntem leneși și mărginiți, iar el e un al doilea pestaloții. Dacă nu vrei să mă crezi, du-te imediat jos la Flaxman și întreabă-l. L-am auzit amândoi. Da? Da. Bine, dar asta e... asta e nerușinare. Așa, dacă a zis așa, nu mai vorbesc un cuvânt cu el. Aici e mai răcoare ca afară. Copiii, e o căldură. Mi-ați mai lăsat vreo sticlă cu bere? Hai la clase, copii. Hai, da, să merg. Se vede că stau foarte rău. Toți mă ocolesc. Colegii mei mă evită cu groază. Colegii mei. Îmi dai voie să corectez aici la dumneata? Sus e așa de cald. E cald, vă rog, domnișoară. Dar ce ai, ce s-a întâmplat? Da, nu știu. Adineaori când veneam aici din recreație, colegii mei nu mi-au răspuns la întrebări. Nu știu, era o tăcere de gheață. Ah, probabil că te-o fi calomniat cineva. N-a făcut-o altul decât Dirks. I-am spus-o și lui Fogelsang. Domnul Dirks este un intrigant, asta îi se citește pe față. Nu, nu este un intrigant, este un nemernic. Este unul dintre nemernicii bine hrăniți și mișei. Cum? Și... tu știi toate astea și totuși ești atât de sincer cu ei? Dar mie nu mi-e teamă de intriganță, domnișoară, niciodată. Și nu vrei să le ceri socoteală? Nu. Păi, n-ar merita o steneală. Ești de o mândrie nemaipomenită. Știi că vor să te destituie. Ia... nu mai lasă corectarea lucrărilor. Domnișoară, din nenorocire trebuie să o fac. E, moftă, și eu trebuie să o fac și vezi bine că stau. Sper că n-ai să le dai astăzi copiilor teme de făcut acasă. Pe căldura asta nu se poate învăța. Ai și dumneata aceleași probleme în școală? Probleme? Da. Nu cunosc o întrerupere mai nesuferită a vacanțelor decât școala. Păi și atunci de ce te-ai mai făcut institutoare? Fiindcă tatăl meu vitreg m-a silit să iau această cale. Eu vreau altceva, eu vreau să studiez muzică. Da, da, la început era bine, îmi plăcea să învăț zilnic. Era încântător. Numai un lucru n-am învățat niciodată: să instruiesc pe alții. Îmi pare atât de rău că sunt o proastă institutoare. Băiețașii ăștia sunt atât de drăgălași, sunt prea indulgentă cu ei. Și când vreau să fiu severă, știi ce fac? Îmi râd în față. Nu pot să o scot la capăt cu atâția copii. Dar fi ai mei cel puțin. Când mă gândesc la dumneata, cum îi frânez cu o mână puternică și cu toate astea, ei te iubesc. Eu am dus aceeași luptă ca și dumneata, domnișoară. Nu știu dacă ți-am spus. Eu timp de 2 ani am fost lăcătuș. N-am știut. Da, tutorile meu zicea că nu e bine pentru un băiat sărac să se facă institutor. Și m-a băgat la lăcătușerie. Ziua stăteam înaintea Nicovalei, iar seara mergeam la școală. Și când mă întorceam de acolo, mă apucam să citesc puținele cărți pe care le aveam. Și mă fura somnul. Păi da, la vârsta aia, omul doarme cu aceeași plăcere cu care mănâncă. Și cum ai devenit institutor? După ce am fost 2 ani calfă, am izbutit să fiu admis la seminar. Directorul a trecut peste lacunele cunoștințelor mele, pentru că el simțea împreună cu mine că trebuie să ajung institutor. Și a urmat o vreme sublimă, de muncă și foame. Da, aveam zilnic 30 de bani pentru dejun și prânz și în fiecare săptămână 3 mese gratuite. Duminica, de exemplu, n-aveam ce mânca. Dumnezeu. Bineînțeles că a trebuit să intru în datorii. Dar am ajuns institutor și astfel eram bogat cu toate datoriile mele. Știi, când eram o gâsculiță mică, mai proastă ca acum, da, nu puteam închipui un om puternic și curajos altfel decât cu o barbă mare și cu pieptul ars de soare. Aha. Da. Eu credeam că viitorul meu bărbat trebuie să fie marinar. Marinar? Da. Ești acum? Acum?
Nu mai știu ce am vorbit. Sigur că iar am spus vreo prostie. Nu. Știi, m-am gândit adesea. Un om atât de deștept, cu atâta spirit, cu atâta putere, de ce n-a devenit ceva mai mult decât un simplu institutor? Pentru că ceva mai mult decât un institutor nu există, domnișoară. Cum adică? Cel puțin profesor de liceu sau profesor universitar? Dragă domnișoară, pentru mine a fi institutor de școală este mai presus de orice. Cu cât copiii vor fi mai săraci, mai părăsiți, mai oropsiți și mai zdrențăroși, cu atât lupta este mai frumoasă. Vrei să mă crezi că eu aș fi foarte dispus să instruiesc niște copii slab la minte? Da. Pe cuvântul meu, asta este plăcerea mea cea mai mare. Cum, și tocmai dumneata a trebuit să ajungi în conflict cu Flaxman? Mă rog, cel puțin dacă ar fi un om întreg, numai că el este un despot. Omul ăsta nu-i pasă că e un mic. El este ca și axa pământului, există pe loc. Din moment ce totul se învârtește în jurul lui... Lasă, acum vei scăpa de el. Sigur că vei găsi o nouă situație la o altă școală. Ca unul care a fost gonit? Ca un naufragiat? Desigur, domnișoară, că nu va fi o situație care să-mi convină. Firește, sunt școli și în altă parte, dar... Din nenorocire, nu e școala noastră. Vorba cântecului, mai sunt multe alte fete, dar ca a mea niciuna nu. Îți iubești școala ca pe o fată? Da, eu cred că așa trebuie să fie. Îndată ce încep să-mi fac cursul, se naște în mintea mea o mișcare despre cum ar ajunge mai sus mintea omenească. Eu am avut un frate mai mic care a murit când avea 8 ani, îl chema Rudolf. Când nu pot să o scot la capăt cu vreunul dintre băieți și îmi vine să fug de disperare, atunci îmi zic să-mi închipui că-i Rudy. Și din momentul acela toate merg mai ușor. Dragă domnișoară, poate că asta ar fi calea. Știi, când ai venit aici în școala noastră, aveam impresia că păreai a fi frumoasă. Și greșeam, pentru că ești frumoasă, într-adevăr. Adică vreau să spun că eu nu știu printre toate fetele pe care le cunosc una singură care să... Adică vreau să zic care așa de mult... Iertați-mă, domnișoară, zilele astea capul mi-e atât de amețit, e ca într-un vârtej. Eu cred că am să fac o nebunie, să știți. E așa de cald aici. Îmi dai voie să deschid fereastra? Da, te rog, sigur. Vai, ce frumos! Ia uite, se cântă la școala de fete. Da. E așa de vesel și de bine. Îmi place să aud copiii cântând. Chiar dacă ar fi cel mai simplu cântec, un cântec așa, pe o singură voce. Numai inima copilului mai e în stare să cânte pe o singură voce. Ascultă. Ce lucru ciudat. Spune, Liza. Dragul meu, te iubesc. Sărută-mă. Îmi pare rău că vă întrerup petrecerea. Da. Vreau doar, dragul meu Fleming, să-ți aduc înștiințarea îmbucurătoare că am primit în momentul acesta vestea că sunt avansat. Felicitările mele. Da, tocmai. Și deoarece te vei căsători în curând, precum se vede, îmi pare și mai rău că nu te-au avansat pe tine. Nu-i nimic, nu-i nimic. Domnule director, poftiți aici, vă rog. Vai, dragul meu, Dirks, ce serviciu mi-ai făcut! Dragul meu, Dirks, crezi desigur că ne-ai surprins? De asta arăți o față atât de triumfătoare. Ei, te înșeli, eu știam de mult că ești o lichea. Nu, ai zis că e un nemernic. Așa e, iartă-mă, am zis nemernic. Domnule Fleming, dumneata ai de-a face aici cu superiorul dumitale și cu nimeni altul. Ai avut nerușinarea ca în sfântul locaș al școalei să... Oprește-te! Hai de gând să-mi spui vreo necuvință. Permite-mi ca mai întâi să conduc afară pe această doamnă. Da. Nu-i nimic, mă duc singură, la revedere. Te sărut, iubit. Oh! Hei, domnule Flaxman, ce ai de spus? Nimic, mă voi mărgini la raportul meu. Mai lipsea ceva pentru a te arăta în adevărata dumitale lumină. Acum, în orice caz, este de ajuns. Domnule director... Domnul inspector școlar se află în școală. Ce inspector școlar?
Poate vrei să zici revizorul școlar. Nu, domnule director, domnul inspector școlar de stat, profesorul, doctorul Prel, se află în școală. Nu se poate? Unde? Unde este? Să-l duci la mine în birou? Viu îndată. Domnul inspector școlar este aici. Poftiți, domnule inspector. Dumneata ești domnul Flaxman? La ordinele dumneavoastră, domnule inspector. Eu sunt Prel, inspector școlar de stat. Sunt onorat. Îmi permit să vă urez bun venit, domnule inspector. Da, mulțumesc. Dar eu vin și că nu sunt binevenit. La ora aceasta, dumneata, n-ai curs? Ba da, domnule inspector. Cum se face dar că te găsesc aici și nu în clasă? Aveam aici lucruri oficiale de orânduit, domnule inspector. Am găsit pe domnul acesta îmbrățișând aici în școală pe o doamnă colegă. Numele dumitare? Mă numesc Fleming. De ce strigi așa de tare? Credeam, domnule inspector, că auziți cam greu deoarece vorbiți atât de tare. Nerozie, aud foarte bine, dar dumneata ești un recalcitrant. Dumneata ești acela împotriva căruia s-a instituit urmărirea disciplinară. Acela, domnule inspector. Tocmai, din cauza dumitare am venit aici. Am să fac o inspecție amănunțită în clasa dumitare. Hai să mă conduci imediat în clasa dumitare. Cu plăcere, domnule inspector. Arată-mi clasa dumitare. Da, domnule. Se aude că s-a întâmplat ceva aici. E adevărat? Da. Am dat afară pe unul din ei. Se vede că e primejdios inspectorul Prel. Mușcă! Oh. Și ce e mai rău e că se pricepe la lucru. Pe ăsta nu poți să-l înșeli. Înțelege tot. Da, da. Cu așa oameni nu e bine să mănânci dintr-un blid. Nu mănâncă cu nimeni dintr-un blid. A doua zi, când venise aici, Flaxman îi făcuse un dejun fain de tot. Da. Și când bătu ora 10, îi zise: îmi dorește, domnul inspector, să ia un dejun modest? Așa. Să fi văzut cum îi luceau sticlele ochelarilor. Mulțumesc, se răsti el. Eu nu dejunez deloc. Și asta s-o ții minte de la mine. Un superior care nu dejunează e foarte periculos. Da, așa e. Vă să zic că tot a trebuit să se supuie domnul Fleming. Fleming? Păi da, de cine vorbești dumneata? Eu nu vorbesc de Fleming. Bată-te să te bată. Pe Dirks l-am dat afară. Pe Dirks? Da? Da. Fiindcă a falsificat temele elevilor, trecând teme pe care le făcuse el drept ale lor. Ah, dar asta nu e încă tot. A îndemnat copiii să mintă și să înșele. Aoleo! Da. Și atunci l-a dat afară? Da. E, la noi la școală una ca asta nu s-ar putea întâmpla. Ia așteaptă numai până o veni inspectorul școlar și pe la voi. Inspectează până și servitorii școalei. Da. Sau? Apoi atunci trebuie să o șterg, nu? Aha. Să trăiți. Așa cred și eu. Ai, ai așezat scaunele? Da, domnule director. Ai adus destule? Da. Cum șade cravata, bine? Aproape bine. Regândam, da. Știi ceva despre domnul Fleming? Nu l-ai observat precum ți-am ordonat eu? Un soldat nu ascultă pe lauși, domnule director. Fleacuri! Palavre! Dumneata ești aici servitor școlar și nu militar. Un militar rămâne militar întotdeauna, domnule Flaxman. Regândar! Am să te dau afară! Da, domnule director, raportez, mă dați afară. Stai, vino în coace. L-ai mai văzut pe Dirks? Ți-a spus ceva? Da, domnule. Bună dimineața, domnule inspector. Bună dimineața. Ai chemat tot colegiul să se adune și la 11? La ordin, domnule inspector. Deci copiii au să fie fără supraveghere. Ce vom face noi în cazul acela, domnule Regandang?
trimitem pur și simplu pe toți copiii în recreație, iar eu îi supraveghez. Așa, da, te pricep, dumneata. Foarte bine, domnule inspector. Tot așa fac când vin domnii și doamnele aici ca să primească lefurile. Așa, da, da. Lasă-ne singuri. Cu plăcere, domnule inspector. Stai, mai am ceva de spus. Vă rog. Înainte de adunare să poftească domnul Fleming singur la mine. La ordin, domnule inspector. Domnule Flaxman? Da, domnule inspector. Tot mai rămâi dator să-mi explici cum s-a făcut că domnul Dirks putea să facă o șarlatanie așa de nemaipomenită. Domnule inspector, nici eu nu știu. Nici eu nu știu. Este un răspuns stupid. Dumneata nu știi că ești pus aici ca să știi? Ba da. Aici nu e vorba de o greșeală de moment. Toată clasa acestui om este cu desăvârșire neglijată. Cum poți să-mi explici aceasta? Cum îți explici că abia acum câteva săptămâni dumneata vorbeai într-un mod foarte favorabil de domnul respectiv și îl recomandai să fie avansat? Eu aveam o încredere oarbă în omul acela pentru că mai înainte vreme era foarte capabil. Asta se poate. Dar oricât de oarbă era încrederea dumitare, omul ăsta era leneș. Asta trebuia să observe și un om. Am fost prea bun, domnule inspector. Așa. De ce n-ai fost bun și cu alți membri din colegiul dumitale care o meritau mult mai mult? Aud? Intră! Vom mai vorbi despre toate astea. Da. Domnule inspector? Ia loc. Da, mulțumesc. Domnule Fleming? Da? Ai păcătuit foarte grav contra disciplinei. Cu inteligența dumitale, desigur că ți-ai spus că aceasta nu va rămâne fără urmări. Inteligența nu-ți lipsește, într-adevăr. Asta o dovedesc lucrările dumitale în clasă. Ești mai mult decât inteligent, ba chiar... Băi, dar activitatea dumitale în clasă este bună, foarte bună, deosebit de bună. Dar aceasta este deocamdată indiferent. Dumneata ți-ai tratat superiorul ca pe un măgar. Asta nu este permis. Asta nu o putem trece cu vederea. Chiar dacă aptitudinile dumitale ar fi strălucitoare, mai cu seamă cursul dumitale de istorie, mi-a plăcut. Și dumneata aduci materia înaintea copiilor cu o ușurință de artist. Da. Parcă ai privi într-una în capul copiilor. E ceva miraculos. N-am mai văzut așa ceva. Dar totuși, nesupunerea rămâne nesupunere. L-ai făcut pe superiorul dumitale, cum i-ai zis, cismar? Da. Cârpaci? Cârpaci educator? Un păcătos cârpaci educator. Da, 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 asta nu se poate. Asta nu putem trece cu vederea. Asta nu trebuia să o spui. Nu e permis. Nu te pot feri de consecințe. Intră! Bună ziua, domnule! Din inspector! Ce vrei, băiețaș? Trebuie să transmit domnului Flaxman sau tot la domnul Vogelzang și să-i spun că tatălul cel mare s-a dus la școala de fete. Da, tatălul cel mare, da! Spune domnului Vogelzang că inspectorul îi trimite salutări și că e în eroare. Tartorul cel mare e tot aici. Ai înțeles? Da, domnule inspector. Du-te, du-te, dragă, du-te, dragă. Cum ziceam, nu pot înlătura consecințele, dar le pot atenua. Am să raportez despre lucrările dumitale bune. Dumneata vei cere iertare domnului Flaxman și astfel te cruți de partea cea mai grea a pedepsei. Să cer scuze, domnului Flaxman, ar fi partea cea mai grea a pedepsei. Ce înseamnă asta? Eu n-am să cer scuze niciodată unui Flaxman, pentru că ar fi contra firii. Bă, lasă-ne singur, domnule Flaxman. Da, domnule inspector. Domnule inspector, eu renunț cu plăcere. Nu vreau să fiu piedica unei împăcări, întrucât depinde de mine. Nu depinde de dumneata. Bine, domnule inspector, permite să mă retrag. Te rog. Așez aici. Da.
Acum nu-ți vorbesc ca funcționar, vorbesc ca prieten. Ceea ce gândesc eu despre domnul Flaxman, aceasta nu ți-o pot spune dubitare. Cât despre mine, vă dau asigurarea discreției mele. Se înțelege că nu te voi mai lăsa să-ți urmezi calea sub domnul Flaxman. Eu te-aș transfera la o altă școală. Iar când e vorba să-ți ceri scuze, asta trebuie să o recunoști, e o simplă formalitate. Să mă iertați, domnule inspector, eu vă sunt recunoscător din adâncul sufletului meu pentru bunătatea ce mi-a arătați. Dar este întocmai așa ca și când ar zice călăul: lasă-mă să-ți stai capul, fiindcă nu este decât o simplă formalitate. Mofturi! Asta nu este o decapitare. În ochii mei rămâi același. Dar nu în ochii mei, domnule inspector. Te pierzi. E o nebunie ca un om ca dumneata să nu rămâie la școală. Eu aș vrea să te păstrez școalei. Ora de literatură de ieri a fost deosebit de bună. Mulțumesc. Minunată. Credeam că nu se poate transmite copiilor lirismul adevărat, dar văd că se poate. A fost ca o oră sfântă. Asupra copiilor domnea adevărata sfințenie a artei. Se auzeau bătăile inimilor copilărești. Și trebuie să spun, și mie îmi bătea inima. Și eu eram școlarul dumitare. Și eu eram un băiețandru. Fără să bagi de seamă, am luat și eu o lecție. Domnule inspector, domnule inspector, faceți un om atât de fericit din mine. Deci, nu e o adevărată nebunie să părăsești școala din cauza unei bagadele? Ce vrei să te faci, domnule, tutungiu? Domnule inspector, aș dori atât de mult să mă puteți înțelege. Acest Flaxman este pentru mine omul cel mai nesuferit pe care îl cunosc. Fie, fie. Dacă sub niciun cuvânt nu te poți hotărâ, am să descriu în raportul meu, în amănunte, cum stau lucrurile. Mă voi strădui din toate puterile să nu ți se mai pretindă scuze și să se termine cu toate o simplă mustrare. Asta ți-o spun dinainte. Are să fie o mustrare cum n-ai mai văzut a doua. Domnule inspector, și această mustrare aș respinge-o și aș trimite-o înapoi. Ești un orgolios, domnule! Îmi dați voie să vă contrazic? Nu, domnule! Nu! Nu-ți dau voie! Domnule inspector, de 30 de ani școala aceasta a fost stăpânită de un cârpaci. Domnule Fleming, nu mi se permis să aud aceasta. Iertați-mă, iertați-mă. Te rog! Să zicem, deci, școala aceasta a fost condusă de un om care a întins copiii pe același calapod. I-a întins pe genunchi și le-a bătut în cap numărul reglementar de cuie. 30 de ani omul a avut de plină putere să hotărească binele și răul asupra copiilor și învățătorilor. Pentru că deasupra lui stăpânea un superior. Oamenii, domnule inspector, au o zicătoare frumoasă: ochiul stăpânului îngrașă vita. Omenirea se pricepe întotdeauna mai bine la grajdul de cai decât la odaia copiilor, deoarece caii sunt obiecte de preț. De 30 de ani, dumneavoastră, domnule inspector, sunteți primul om care vine aici cu mâna ce simte și ochiul ce vede al unui grădinar. Domnule Fleming, dacă nu mă înșel, mi se pare că dumneata dai acum ministerului o mustrare. Nu, domnule inspector. Judeci pe toți institutorii după dumneata. Legile însă sunt făcute pentru toți și se află în lume pentru toți. Domnule, eu te întreb pentru ultima dată. Vrei să primești mustrarea? Nu, domnule inspector. Atunci vei fi destituit. Poți pleca. Trimite pe Flaxman. Da, domnule inspector. Domnule Flaxman, intrați la domnul inspector. Mulțumesc. Cred că domnul Fleming, înaintea bunătății domnului inspector... Dumneata, ești cauza că statul pierde pe unul din cei mai buni institutori. Dacă nu chiar pe cel mai bun. Domnule inspector, eu nu vreau să fiu nicio piedică. Sunt gata întotdeauna să-mi întind mâna spre împăcare. N-am absolut nimic contra domnului Fleming. De ce urăști pe omul ăsta? Este ura celui care se târăște către acel care zboară. Ura aspirantului contra cuceritorului înnăscut. Domnule inspector, admit că domnul Fleming este un bărbat foarte înzestrat. Ce-i programul ăsta școlar de 123 de paragrafe? E bun de regulament pentru pușcărie. Nu se poate. Cu astfel de nimicuri micșorezi
perspectiva asupra lucrurilor esențiale și simțul pentru tot ce e nou. Domnule inspector, a fost întotdeauna un mare prieten al ordinei. Nici prin gând nu-ți trece pe cine ai avut lângă dumneata. Trebuie să fii mulțumit că nu se atinge el de dumneata. De-ai fi lăsat pe omul ăsta să lucreze în liniște, poate că o duceați bine împreună, fiindcă dintre voi doi, el e cel înțelept. Domnul Fleming mi-a săpat necontenit autoritatea. De când se află domnul Fleming aici, disciplina în colegiu Fleacuri. Eu nu cunosc decât o singură disciplină, domnule. Capacitatea. Cel care știe ceva are disciplină. Cel care nu știe nimic tiranizează. Dacă nu știu nimic, atunci statul nu trebuia să-mi dea funcție. Domnule, ăsta e primul cuvânt rațional ce-l rostești. Nu faci de institutor. Ce fel de lecție era aceea ce ai predat-o astăzi? Doamne, de necrezut. Răspunsurile copiilor erau adesea mai inteligente decât întrebările dumitale. Unde ți-ai trecut examenele? La Weissenfels, în 1869. Trebuie să știi că eu am absolvit seminarul în 69 în Weissenfels. Nu mi-aduc aminte să te fi văzut acolo sau să-ți fi auzit numele măcar. Fusesem bolnav, domnule inspector, și m-au examinat singur mai târziu la Esslingen. Dar profesorul de metodică de la Esslingen îmi era dușman. Nu m-ar fi lăsat să trec niciodată. Da, dacă știai ceva, trebuia să te lase să treci. Poate că metodica ți era vrășmașă. Și zi, ai absolvit la Weissenfels. Da. Pe atunci se cerea foarte mult la Weissenfels. Cristian, de exemplu, pretindea foarte mult la istorie. Și cursul dumitare de istorie, ceea ce debitez copiilor, n-a fost niciodată istorie. Cum ai fost clasificat? Al doilea, cu distinție. Păi nu, că asta nu se poate. Trebuie să fi fost o greșeală de scriere. Cu cât stau mai mult aici, cu atât mai multe enigme îmi dai de dezlegat. Ce ziceai adineaurea? Că ai ținut întotdeauna la ordinea severă? Da. În cazul lui Dirks, ai făcut același lucru? Domnule inspector, în cazul Dirks am greșit, trebuie să o mărturisesc, dar o făceam din iubire pentru un vechi prieten. Domnule Flaxman, vorbești în favoarea unui om care își educa școlarii spre înșelăciune și deodată arăți o neînțeleasă dorință de împăcare cu un om contra căruia ai trimis un raport plin de ură. Am o bănuială. Da? Vă rog, poftiți, domnule. Să trăiți, domnule. Vă rog să luați loc. Mulțumim. Doamnelor și domnilor, am ținut să dau un exemplu în această școală. Domnul Dirks, pentru a-și ascunde greșelile, nu numai că a înșelat el însuși, ci și-a făcut complici elevii săi. Domnul Dirks m-a rugat în mai multe rânduri să retrag destituirea sa. Nu mă gândesc să fac aceasta. Bine, la astfel de greșeli nu cunosc indulgență. Bine. Țin să mulțumesc multora dintre dumneavoastră pentru lucrările bune ce mi le-ați arătat. Mare parte dintre cele ce doream să vi le spun vi le-am spus fiecăruia în parte. Da. Nu mai am decât foarte puțin de adăugat.
Domnule Romer, lupta în contra ignoranței este un război de asediu foarte încurcat. Nu poți merge tot în pas alergător. Îmi pare bine că păstrezi focul și avântul, dar mai înfrânează-le atunci când îți va crește puterea. Și vorbești prea tare. La vârsta dumitale, omul vrea să gonească prostia cu suflarea plămânilor. Am înțeles. Nu se poate. Da. Afară de aceasta, sunt foarte satisfăcut. Îți mulțumesc. Dumneata, domnișoară Sturhan. E acolo, e acolo, da. Vorbești prea tare. Da. Poftim? Vorbești prea tare. Vă rog, da, mulțimea aude dacă nu vorbești tare? Mulțimea aude cu atât mai bine cu cât conducătoarea mulțimii vorbește mai încet. Înțelegeam de alături fiecare cuvânt în timpul lecției dumitare. Trebuia să stric ca să te domni pe dumneata, fiindcă vorbeai tot așa de tare. Mea ta e supusă criticei mele, iar eu, din fericire, nu sunt supus criticei dumitare. Cât despre rest, am observat că vrei binele copiilor și lucrezi cu cea mai vrednică sârguință. Îți mulțumesc. Mă rog. Să nu vă răstiți la copii. Școlarii noștri din popor rare ori au acasă la ei o rază de soare. Deci trebuie să o găsească cel puțin la școală. E frumos când un institutor are un spirit umoristic. Umorul este roa răcoritoare și de nimic n-are aerul din școală mai mare nevoie decât de aceasta. Unii umor mai posedă afară de domnul Fleming, mai cu seamă domnul Fogelsang. E acolo, acolo e. Mi-a făcut plăcere să te cunosc. Vă mulțumesc, domnule. În orice caz, ești un institutor inteligent. Mulțumesc. Îți mulțumesc. Dar că o clasă poate să fie veselă de tot, aceasta mi-ai dovedit-o dumneata, domnișoară Holm. Da? Domnișoară Holm, ia spune-mi, te rog, cine are dreptul să vorbească mai mult în clasa dumitale? Cred că eu, domnule inspector. Stai dreptul, dar ceea ce am văzut, era o anarhie din cele mai vesele. Nu credeam să fie cu putință ca 60 de băieți să se poată juca în nasul dumitale. Dar eu ce să fac, domnule inspector? Nu pot să-i bat. Mi-e teamă că n-are să treacă mult și o să debată ei pe dumneavoastră. Nu, copiii mă iubesc prea mult ca să fac așa ceva. În orice caz, dacă domnul Fleming vrea să te ia de soție, n-are să-i lipsească consimțământul școalei. Mulțumesc, domnule inspector. Da, te rog, așa. Domnule Riemann, Da? Ai mai luat, mata, vreo carte în mână de când ai absolvit seminarul? Se zice că îți place foarte mult cartea cu 32 de foițe. Spune drept, atunci îți voi da mai multă vreme. Te vom scoate la pensie. Un institutor care nu progresează este ca un medic care nu profesează. Ajunge ucigaș și ucigașilor nu le dăm leafă. Ai înțeles? În clasa dumitale, domnule Weidenbaum... Aici... Da, am admirat preciziunea cu care școlarii își deschid pupitrele. Cum ai reușit să faci aceasta? Prin exercitare necontenită în 6 timpi. La 1... copiii pun mâinile pe pupitru, la 2 apucă capacul, la 3 îl ridică vertical, la 4 întind mâinile, la 5 îi dau drum încet și la 6 împreună mâinile pe piept. Deci, la 1... Admirat că elevii dumitale, când ridică degetul, nu fac aceasta mai sus de înălțimea capului. Da, până aia, atâta. Cum ai izbutit
să faci aceasta? Domnule inspector, îndată ce un băiat ridică degetul mai sus, drept pedeapsă, scrie de 100 de ori: nu trebuie să ridic degetul decât până la înălțimea capului. Fantastic. Și de nu o scrie bine, trebuie să o mai scrie încă o dată și încă o dată, de 100 de ori. Bravo. Nu trebuie să ridic. Bravo, da, dumneata ești un fel de hinghier de oameni. Cu mine vorbim? Știi, dumneata, că ești mai rău decât cel mai teribil bătăuș? Eu bătăuș? Știi, dumneata, că toți școlarii dumitare nu sunt decât cadavre? Da. Mă prind că la un semn toți elevii dumitare sunt în stare să latre. Domnule inspector, eu îmi fac întotdeauna datoria, nu? Datoria? Da. De la un institutor se cere entuziasm? Da. Tot ceea ce faci, dumneata, nu este decât calapod? Și cuvântul calapod este sinonimul lenei. Dar, domnule inspector, am predat întotdeauna materia conștiincios și am făcut. Eu cer putere. Viață-ți cer eu, dumneata. Îmi trebuiesc oameni care să deschidă poarta. Te scot la pensie. Vai, de mine. Ia priviți pe domnul Fleming. El deșteaptă și produce putere. Dumneata o istovești. Ia asistă, dumneata, la o lecție de calcul la domnul Fleming. Toate trăiesc și înfloresc acolo. Și cifrele și copiii. Eu, om bătrân, mă gândeam de-aș fi și eu la 14 ani, să fiu la 14 ani, să stau aici și să înveț cu el. Din nenorocire, domnul Fleming nu vrea să se supuie disciplinei necesare. Trebuie dar să sufere consecințele. Nu. Îmi pare rău că trebuie să repet în cazul Fleming, să accentuez. Intră! O scrisoare pentru domnul inspector, vă rog. Da. Mulțumesc, domnule. Domnilor și domnilor, da, vă rog foarte mult, mergeți dumneavoastră deocamdată în clasele dumneavoastră. Domnule inspector, vă rog, permiteți-mă înainte, vă rog, să întreb pe colegul meu Fleming, în prezența dumneavoastră și a colegiului întreg, dacă este adevărat că a calificat tot colegiul ca fiind putred și mort. Cum așa? Vogelzang, gogoman bătrân! Va să zic că tu credeai așa ceva? Dacă îmi zici cu tonul tău de odinioară, gogoman bătrân... Păi gogoman bătrân, da? Da, atunci nu mai cred. Domnule inspector, vom petiționa la minister ca domnul Fleming să rămână cu noi, la noi, și sunt convins că tot colegiul are să semneze. Da. Colegiul se declară solidar cu domnul Fleming. Mai revenim asupra chestiunii, domnilor. Mergeți dar în clasă. Da. Domnule Flaxman. Vă rog. Care ți este prenumele? Eu mă numesc Jürgen Heinrich. Te înșeli. Te numești Johann Heinrich. Această scrisoare vine din partea prietenului dumitale Dirs. Michelul Pungaș. Tânărul care în 1869 fusese examinat în urmă din motiv de boală și care a absolvit examenul se numea Jürgen Heinrich și era fratele dumitale cel mic. El a murit. A murit de ftizie puțin timp după examen și dumneata ți-a însușit actele lui. De unde știe domnul Dirks toate astea? Tatăl său era în cancelaria administrației școlare. Din fericire, întotdeauna se întâmplă așa. Când Dumnezeu dăruiește ăstor oameni o funcție, le răpește mintea. Dumneata vrei, vă să zică, să frângi gâtul unui om de preț. Cred că n-ai să contezi pe vreo indulgență. Da, înțeleg. Am să-mi cer îndată pensionarea.
Ce? Și ce mai vrei și pensie? Ai nebunit. Activitatea dumitale ce s-a sfârșit? Să părăsești școala imediat? Da. Trebuie mai întâi să-mi strâng lucrurile. Bagajele dumitale ți se vor trimite. Nu vom păstra nimic din ele. Nu vreau să te mai văd. Da. Regandam! La ordin! La ordin, domnule inspector! Cheamă pe domnul Fleming. Imediat, domnule inspector! Poftiți, domnule Fleming. M-ați chemat? Tocmai am trimis pe Flaxman la dracu. Cum? N-avea dreptul să fie institutor. Și-a câștigat funcția prin actele fratelui său. Dacă dumneavoastră, domnule inspector, ați cercetat lucrurile mai înamănunt, ați găsit un număr uimitor de mare de oameni în felul lui Flaxman. Din nenorocire, n-au toți hârtiile false. Totul este să nu te lași înșelat de acte autentice. Dorința dumitale mi-este ordin, domnule director. Director? Poate că îmi faci aici o poziție. Nu, dar... Vei lua conducerea acestei școli, deocamdată provizorii. Domnule inspector... Cred că în curând vei primi numirea definitivă. Domnule inspector, dar nu este cu putință, eu să lucrez aici cum îmi place mie? Numai să nu faci nebunii. Domnule inspector, eu aș vrea să te îmbrățișez, domnule inspector. Pentru acest scop voi chema pe domnișoara Holm. Regandang! La ordin, domnule inspector. Domnule Regandang, vă rog. Domnul Flaxman nu mai este directorul acestei școli. Oh. În locul lui am numit pe domnul Fleming. Permite-mi să-ți prezint pe noul dumitare șef. Domnule inspector, nu pot decât să aprob această măsură. Sunt convins că o să ducem bine cu el. Vă felicit din toată inima, domnule inspector. Mulțumesc. Lucrurile merg cu o grabă. Am gonit până acum doi dintre institutori. Rămâne o clasă fără institutor. Dar ce facem noi în cazul acesta, domnule Regandang? Până una alta îi pot instrui eu, domnule inspector. Te pricep, dumneata, domnule Regandang? N-am fost eu degeaba, sergent major. Bravo! Dar mai înainte, roagă pe domnișoara Holm să poftească aici! La ordin, domnule inspector, la ordin! E, acum însă un lucru. Trebuie să-mi promiți că nu ajuți deocamdată pe logodnica dumitale cu niciun cuvânt, cu nicio privire, ci din contra să mă susții pe mine. Bine, dar ce o să se întâmple, domnule? Vreau și eu să am o plăcere la rândul meu. Domnule inspector? Ia loc, te rog. Da. Despre calitățile dumitale am mai vorbit altă dată, domnișoara Holm. Dar dumneata mai e și altceva pe conștiință. Eu? Domnișoare Holm, la mine ai să te uiți. Da. La mine aici, în ochi, te rog. E vorba de problema sărutărilor. Îți aduce aminte? Știi? Da. Ce mai rău este că ai permis superiorului dumitale să te sărute? Bine, dar domnul Fleming nu este superiorul meu. Nu suntem cununați și încă și atunci tot mai rămâne de discutat. Domnișoară, vei simți în curând că sunt superiorul dumitale și în altă privință. Ce înseamnă asta? Însemnează că Flaxman e destituit și că eu sunt directorul școlii. Dumneata? Ian! Nu e așa că nu e adevărat, domnule inspector? Este perfect adevărat! Ian, dragul meu, vin o să te sărut. Nu, vă rog! Ce e aici? Vă rog! Dacă ar veni cineva, mă puneți într-o situație... Gata, destul, domnilor! Domnule Regandang! Domnule inspector! Cheamă, te rog, colegiul la adunare. Imediat, domnule inspector! Vă rog! Așa că fără... Ia așteptați puțin. Nu mai merge așa! Credeți, poate că o să țineți așa într-una toate zilele conferințe particulare? Natea, domnișoară Holm, te vei așeza aici. Da. Aici, te rog! Da, vin acum. Treci pe sau. Dumneata, domnule Fleming, da, vei sta alături de mine. Aici! Da, da. Și mai chiar mine! Am înțeles. Poftiți, vă rog, vă rog. Poftiți? Da. Vă rog să luați loc. Doamnelor și domnilor,
domnul Flaxman este destituit din funcția lui. Din ce cauză o veți afla mai târziu. Domnul Fleming va lua asupra-și conducerea școalei. Excelent! Pentru moment provizoriu. Să-ți îndeplinești funcția, domnule Fleming, cu putere și bucurie și aerisește cocioaba asta de zăpușală. Vă mulțumesc, domnule inspector. Dragii mei colegi, primesc această schimbare neașteptată nu ca o avansare, ci ca o eliberare. Eliberatorul se află aici. Sub lumina spiritului său îmi voi îndeplini funcția. Dacă n-aș face cum gândește el, aș fi un nimic. Vreau să deosebesc opera unui om de felul lui de a fi. Vreau să judec opera omului, a institutorului, după puterea ei de a da roade și elanul către viitor. Domnilor, pentru ziua de astăzi vom închide școala. Vom da drumul la copii să aibă și ei o bucurie. Domnule Fleming rămâne aici. Da. Iar dumneata, domnișoară Holm, domnișoară Holm, vii cu mine. Școala nu e cuib de torturere. După dumneavoastră, domnule inspector. Doamnele merg întotdeauna înainte. Atunci, Fleming, da, atunci nu le pierzi din ochi. Dumneata la lucru, domnule director Fleming. Ați ascultat Institutorii de Otto Ernst. Traducerea Paul Gusti. Adaptarea radiofonică Dan Puican. Distribuția a fost următoarea: inspectorul Prel, Demrădulescu. Flaxman, Constantin Dinulescu. Fleming, Adrian Pintea. Ghiza, Oana Iachim. Weindenbau, Mihai Fotino. Revizor școlar, Mitică Popescu. Regendang, Alfred Demetriu. Reiman, Cornel Vulpe. Vogelsvang, Sorin Gheorghiu. Betty, Ruxandra Sireteanu. Doamna Dorman, Monica Ghiuță. Doamna Bizantal, Santa Toma. Dirks, Ion Pavlescu. Romer, Cristian Șofron. Clut, Radu Panamarenco. Brockman, Valentin Todosiu. Servitorul, Gheorghe Pufulete. Copiii, Andrei Pop, Nicolae Alexandru, Cătălin Dincă. Asistența tehnică, Viorica Liche și Florica Dănescu. Redactor, Georgeta Răboși. Regia de studio, Jalina Dicu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Manuela Popescu. Regia artistică, Dan Puican.